Și singurul moldovean de la tineretul european de iarnă vrea să ajungă la Olimpiadă. Lilian Bânzar se antrenează la cea mai prestigioasă școală de patinaj artistic din lume, alături de vedeta Rusiei Evgenia Medvedeva. Cei doi sunt prieteni. Lilian Bânzar are 15 ani și stă singur în Canada. Părinții au vândut apartamentul ca să-l trimită la cea mai bună școală de patinaj artistic din lume. A fost singurul sportiv din Republica Moldova la tineretul european de iarnă, unde a ajuns în top 10. La Toronto e coleg cu rusoaica Medvedeva. La 19 ani, Evgenia este o legendă a patinajului artistic. Sportiva e ca o soră mai mare pentru Lilian. Sunt mereu împreună. Ultima lor poză pe Instagram are peste 1000 de like-uri.